Concursul intitulat sugestiv Ambiție de primăvară va cuprinde o singură probă, în cadrul căreia se va alerga 1,5 km în tempo impus de către organizatorul concursului. Premiile oferite de către Decathlon se vor acorda tuturor participanților. Am aflat de la profesorul Dorin Măstan cum este perceput acest eveniment în lumea sportului. Colega dumneavoastră, Paula Todoran, fostă mare atletă cu care tot Sălajul se mândrește, a avut inițiativa organizării unui concurs Ambiție, așa cum este și ea ambițioasă, Ambiție de primăvară. Spuneți-ne, vă rog, dacă dumneavoastră, împreună cu elevii pe care îi instruiți în școala Gheorghe Lazăr, veți participa la acest concurs. Da, acest proiect, Ambiție de primăvară, este la a treia ediție. Noi vom participa cu număr de 20 de elevi din cicluri primar și gimnazial. Dezvoltăm în cadrul orelor de educație fizică rezistența prin anumite exerciții, cât și prin, cu ajutorul alergării de durată în tempo uniform. Spuneți-mi, vă rog, dacă dumneavoastră, ca și profesor de educație fizică și sport, considerați că mișcarea este bună pentru copii și dacă acest concurs îi poate motiva. Păi da, este foarte bună mișcarea. Scopul acestui proiect este acela de a îi motiva să facă mișcare prin alergare. Mai este scopul să combată sedentarismul, cât și să dezvolte armonios organismul elevilor și a copiilor. Există copii care sunt interesați să facă mișcare sau sunt mai sedentari? Sunt. Până în clasa 7-a sunt tare dornici de mișcare. După aia, de la clasa 7-a în sus, nu mai prea doresc, probabil și din cauza programului aglomerat, atât de la școală cât și cel de acasă, cu teme, consultații și așa mai departe, din păcate. Credeți că elevii dumneavoastră pot obține, știu eu, victorii importante la acest concurs, adică se pot situa pe primele locuri? Obiectivul nostru e să urcăm pe podium. E locul 1, 2 sau 3. Noi sperăm să ne atingem obiectivul și sunt convins că o să-l atingem. Vă doresc mult succes! Mulțumesc! Și elevii școlii gimnaziale Gheorghe Lazăr din Zalău s-au arătat dispuși, ba chiar foarte interesați de participarea la concurs. Sunt așteptați așadar să participe la concurs elevii claselor a 3-a, a 4-a și a 5-a, a 8-a. Din învățământul gimnazial și primar, cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani, profesorii, coordonatori și membrii în proiect din școlile partenere, sponsorii și partenerii din proiect, membrii familiei și reprezentanții ai comunității locale, arată-ți ambiția și vino la concurs. Primăria municipiului Zalău și Decathlon te invită să nu ratezi acest eveniment. Spune-mi, te rog, dacă îți dorești să participi la concursul Ambiție de primăvară. Da, îmi doresc foarte mult pentru că îmi place sportul. Mă bucur să aud acest lucru. Spune-mi dacă ai mai participat până acum și la alte ediții. Nu am participat, dar îmi doresc foarte mult să particip, pentru că mi s-ar părea foarte interesant. Cum ți se pare ideea organizării concursului? Mi se pare o idee bună, mai ales pentru dezvoltarea noastră. Concursul este, ideea acestui concurs vine de la marea atletă sălejancă Paula Todoran. Spune-mi dacă cunoști detalii despre ea. Am auzit câteva informații despre ea, dar mi-aș dori să aflu mai multe. Ce îți dorești să obții de la acest concurs? Păi să fiu prima, în primul rând, și să devin o sportivă mai bună. Am observat că ai fost foarte interesat să execuți corect exercițiile care v-au fost date de către domnul profesor. Spune-mi dacă ești pasionat de mișcare, de sport. Da, sunt destul de pasionat. Care este obiectivul tău atunci când faci sport? Să fiu primul. Sună foarte bine. Vei participa la concursul Ambiție de primăvară? Da, am să particip. Mi se pare că ar fi o experiență interesantă. Mai ales că anii trecuți nu am participat. Îți doresc succes! Mulțumesc!